Parașutistul american rănit într-un exercițiu militar la Boboc va fi dus cu elicopterul la Spitalul Militar București. Acesta a fost rănit în această dimineață în timpul unui salt cu parașuta. Americanul participa la un exercițiu militar împreună cu alți 1500 de militari din 5 state. Deși parașuta s-a deschis la timp, se pare că au fost probleme la aterizare. Acesta a suferit un traumatism craniocerebral. La acest moment, el se află în investigații. Conform computerului tomograf, se pare că nu sunt alte leziuni. La acest moment, medicii se hotărăsc dacă va rămâne la noi sau dacă va fi transferat la un spital din capitală.